Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program pentru repararea conexiunii la internet. Bineînțeles că indiferent de gradul nostru de pregătire, fie că suntem avansat, fie că suntem începători, conexiunea noastră la internet prezintă în anumite cazuri probleme general simple sau grele de rezolvat. Aceste probleme pot interveni în cazul unei configurații necorespunzătoare, ori folosim utilizăm de fapt DNS-urile într-o locație geografică, și aici mă refer atunci când vă configurați routerul, vă pune acolo să vă alegeți regiunea. Voi dacă sunteți în România și vă alegeți că stați în Germania, de exemplu, o să apară aceste probleme. Credeți-mă, mai întâmplat astfel de cazuri, nu s-a întâmplat acum, ci de mai multe ori. Fie că setăm noi firewall-ul prost, și problemele pot apărea din mai multe cazuri. Bineînțeles că un utilizator avansat, de exemplu eu pot să rezolv aceste probleme, adică îmi dau seama imediat ce problemă ai cu internetul, dar un utilizator începător nu e chiar atât de obișnuit cu acest tip de probleme. De aceea, în tutorialul de astăzi o să vă prezint un soft numit Complet Internet Repair. Bineînțeles, cum sugerează și numele, acesta ne poate ajuta în repararea conexiunii noastre la internet. Fiind o reparare foarte simplă, dăm noi tot ceea ce trebuie să facem, este să dăm câteva clicuri. O să vedeți imediat, haideți să luăm și noi softul, deschidem un browser. Așteptăm un pic. Scriem www.rizonesoft.com. Apăsăm pe primul rezultat. Așteptăm un pic. Ok. Imediat după ce am ajuns pe această pagină, dăm la tabul search, vom scrie Complete Internet Repair. Ne va deschide alt tab. Ok, dăm click pe primul rezultat. Așteptăm un pic. Ok, după cum puteți observa, aceasta este interfața grafică a softului. Este foarte simplu, o să vedem imediat. Nu este chiar atât complicat. Acum, dacă dăm scroll mai jos la download, vom da click pe download la Myro 1. De asemenea, dacă sunteți un programator priceput, un developer priceput, puteți descărca codul sursă, bineînțeles, vorbiți cu administratorul softului Rizone Soft și ne și spune apelația aici și puteți descărca codul sursă, poate l-a adăugat, poate mai îmbunătățiți ceva la el, bineînțeles, dacă vă pricepeți, dacă nu vă sugerez să descărcați codul sursă. Deci codul sursă e doar atunci, e doar în cazul în care tu știi foarte bine programare și poți îmbunătăți sau chiar crea din respectivul program un alt program. Mă rog, cred că ați înțeles. Haideți să dăm și noi click pe download. Ok, dăm click here. Și bineînțeles, eu o să salvez fișierul. Voi puteți, ori puteți să-l descărcați direct din browser, să-l deschideți, de fapt, direct din browser. Eu o să, sau să-l salvați pe desktop, cum o să fac și eu de altfel. Ok. Deschidem arhiva, extractăm filele pe desktop. Închid arhiva, închidem browserul și haideți să rulăm interfața grafică. Dacă sunteți pe un sistem 32 de biți, puteți descărca, deschide prima iconiță. Eu sunt pe un sistem Windows 7 64 de biți, deci voi deschide această interfață. Bun, și după cum putem observa, aceasta este interfața grafică. Nu conține configurații complexe.
Însă, ce vreau să vă spun este că aceasta ne oferă posibilități de accesare Windows, cât și de a executa niște comenzi în command prompt. Bineînțeles, v-am spus și la început, aplicația se adesează pentru mai mult pentru începător. Nu e neapărat și avansații poți să-l utilizezi, poate nu, de exemplu, nu și nu au chiar atâtea cunoștințe în ceea ce privește firewall, să zicem. S-ar putea, se mai întâmplă. De asemenea, putem, dacă ducem un pic mouse-ul, ducem pe una dintre imaginile acestea, ne dă și cât o scurtă, un scurt detaliu despre respectiva opțiune. Aceasta e să resetăm protocolul de internet TCP/IP, să reparăm Winshock. Ce înseamnă Winshock? Winshock-ul se ocupă cu partea software. De fapt, ne gândim la partea software, adică la aplicațiile ce necesită net. Exemplu, un astfel de Winshock ar fi browserele. De obicei, partea software cam toate aplicațiile ce conține. De exemplu, un browser, nu știu, un joc online și așa mai departe. De asemenea, putem repara și Internet Explorer 11, din ce am înțeles în curând, când o să se lanseze Windows 10 oficial, o să schimbe în loc de Internet Explorer 11 și poți să bage Project Spartan. Bineînțeles, acum o să trească să bifăm toate căsuțele. Să zicem, sunt un începător și nu știu de unde a pornit problema, nu știu exact care e cauza problemei. Pifăm toate căsuțele, apăsăm click pe go. Eu nu o să fac acest lucru deoarece am încercat mai înainte, a mers, deci mi-a reparat conexiunea, am avut o problemă, nu mi-am dat nicio seama, era tocmai de la partea aceasta cu repair SSL, HTTP și criptografii. Aceea era problema, mi-am dat seama mai târziu. Bineînțeles, dăm click pe go, așteptăm până când o să fim întâmpinați de un mesaj pop-up cu calculatorul trebuie restartat. Bineînțeles, el o să facă, softul va restarta calculatorul în 60 de secunde sau puteți da click pe OK și se va restarta automat. V-am spus mai înainte că putem accesa și câteva utilitare din Windows. De exemplu, dacă dăm click pe commands, putem da click pe Open Remote Desktop sau Open Internet Explorer Properties. Nu sunt foarte multe opțiuni în ceea ce privește utilitarea din Windows, dar putem observa și linia de comandă, de exemplu Show Winshock LCP. Deschide bineînțeles, și show TCP/IP, ne arată IP-ul, configurația TCP și Winshock. Bun, cam asta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype, simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!